Salutare, dragi abonați! Eu sunt Sebi și astăzi să vă arăt colecția mea de fige spinere și kendame. Kendama știu că mai v-am arătat-o. Cum bine știți, hai să le luăm așa. Da, cum bine știți, acesta este pin și fige spinere. Fige spinere am 5, 2, 3, 4, 5. Asta este o formă mai micuță. Uitați față de ăsta. Și aici un pil. Și o să le iau pe toate în rând. Și kinda. Cum bine știți, asta este o mărime mai mare. Mărime mai mică, 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 mică. Cum, uite, l-am așezat de la cea mai mare la cea mai mică. Pil și fice spinere. Hai să luăm... Kinda mele nu mai le facem pentru că le-am făcut. Cu pilul nu le-am făcut. Adică am făcut un challenge. Adică challenge. Când am făcut scheme cu kendamele. Pilul nu este foarte, foarte interesant. Nu, adică este mai micuț, mai încăpător. Eu îl iau mai oriunde unde mă duc, pentru că îl bag în buzunar, de exemplu, o kendamă nu pot să-l bag în buzunar, pentru că este mic. Și este foarte șmecher. Hai să pun aici, iar o să-mi iau 30 de ani să-l pun. Dar las așa. Hai că l-am și pus. Începem cu fidget spinner-ul acesta, care are LED, dar nu pot să... Nu pot, deci nu... practic nu pot să... Vreau să fac ceva, dar nu... Îl aprind. Să învârte așa. Se învârte, dar nu știu unde să fixez telefonul ca să vă arăt că lumina asta. Ia, stai să vedem aici. Și vedem după aia dacă se vede la editare. Uitați, se vede? Pe cameră? Luminează? Da. Așa. Uitați-l. Cred că se vede că luminează. Acum nu mai s-a atins. Iar s-a deplasat pe el. Stai acolo, așa. Al doilea este. Acesta este de metal, tot este foarte, foarte greu. La mărime și asta mi se învârte cel mai mult dintre toate. Deci cel mai mult. Are un spațiu în zgomot. Dar se învârte cel mai și cel mai. Acesta a fost o culoare super șmecheră, cum e pe aici, așa. Dar mi s-a decolorat și mi s-a făcut verde. Și acesta am dat foarte mult. O să vă zic prețele mele. Ăsta nu știu dacă mai mi se învârte, pe bune. Pe ăsta am dat, a fost, nu știu, care l-am avut primul. Primul l-am avut fidget spinner, am avut unul cu lumini care l-am vândut și după aia l-am luat, ăsta a fost al doilea, practic. O să învârte și asta. Dar nu mai se învârte așa mult. Pentru că l-am uitat în noapte în ploaie. Și mini fidget spinner-ul al nostru este foarte șmecher, este portocaliu. Asta nu se învârte. Bă, nu pot să-l învârt cu o mână. Ia. Se învârte și el. Aici i-am pierdut chestia aia, adică asta. I-am pierdut-o. Să învârte și el cât de cât. Și haideți să le învârtim pe toate. Nu știu cum să le învârt. Ăsta nu prea merge prin grafic. Adică lasă-le că nu mai le învârt. Mai legătură, lasă-le. Eu nu filmam, nu filmam. Nu știu ce filmam. Da. Și aceasta este colecția mea de fidget spinner și kendame. Kendamele nu mai vă prezint pentru că le știți. Asta e ori mai mare. Acestea două este ori asta. Asta este originală. Asta este fake, fake, fake. Sau și asta e originală, nu mai știu. Da.
Deci, aceasta China a muncit foarte mult. Pilul nu prea am jucat cu el. Dar nu-l iau oriunde, adică, decât să nu... Adică, să iese cu și... Și Păi, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să vă abonați, să dați like. Eu am fost Sebi și ne vedem data viitoare. Pa!